Studenții nu vor mai putea călători gratuit cu trenul. Președintele PNL, Ludovic Orban, propune să revină la vechiul sistem și să elimine o serie de beneficii acordate atât studenților, cât și angajaților din sectorul bugetar, însă pensiile speciale vor rămâne în continuare. Ludovic Orban dorește să se revină la vechiul sistem prin măsuri de austeritate. Una dintre acestea se referă la transportul gratis pentru studenți obținut pe timpul guvernării PSD. Președintele PNL dorește ca acest beneficiu al tinerilor să fie limitat, cel mai probabil prin impunerea unui număr maxim de călătorii. Nu mi se pare ceva corect. În faptul că țara e așa cum este, studenții nu avem pus mulți posibilități, că sunt unii care au posibilități, dar majoritatea sunt cei care nu au posibilități. Și datorită acestui fapt mă deranjează treaba asta. Să-l dea măcar la jumătate așa și lor. E păcat că sunt studenți care se duc în stânga, în dreapta și au nevoie și ei acasă la ei. Guvernul PNL pregătește de asemenea adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care vor fi eliminate o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar. Trebuie să vă ajute toți elevii, toți studenții, pentru că altă banii părinții sunt foarte puțini, pensiile sunt mici, salariile sunt mizerie, măcar atât să beneficieze. Din anul 2017, pe timpul guvernării PSD, s-a decis ca studenții români și străini din învățământul universitar cu frecvență să aibă gratuitate pe transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a doua pe toată durata anului calendaristic, indiferent de distanță sau de rutele călătorilor. În acest an, din cauza guvernării PNL, speranțele românilor pentru un trai mai bun se diminuează din ce în ce mai rău.